salut! Numele meu este Iuliana Buruiană, sunt masterand în cadrul Facultății de Matematică și Informatică Universitatea din București și totodată sunt asistent universitar în cadrul aceleași facultăți. De mică sunt voluntar la Biblioteca Publică din Pietrari și pot să spun că acest lucru mi-a deschis orizonturile și m-a făcut să evoluez pe plan profesional și personal. În perioada 11-15 aprilie am participat la un program Erasmus în cadrul proiectului Books Not Bullying, implementat de Biblioteca Publică Pietrari, coordonator doamna Crina Popescu. Pot să spun că a fost o experiență unică. Cursurile s-au ținut în Paris și pe lângă faptul că locul în care s-au ținut cursurile a fost absolut minunat, a fost o experiență unică și prin prisma faptului că am avut colegi din Letonia, Germania, iar coordonatorul era originar din Turcia și astfel am avut o experiență culturală vastă și am învățat și foarte multe lucruri de la colegii de curs. Pe lângă aceste informații, desigur că am adunat informații despre bullying-ul în școli, am învățat câte tipuri de bullying există, am povestit din experiența mea, atât ca elev, cât și mica mea experiență ca profesor, dar am și ascultat poveștile colegilor mei și simt că acum sunt mult mai la curent cu ceea ce se întâmplă. Cumva mi s-au deschis oarecum orizonturile legat de această problemă. Pe lângă informații despre combaterea bullying-ului, am învățat foarte multe lucruri despre cultura colegilor mei. Am văzut frumosul Paris. Am descoperit Parisul prin jocuri implementate de coordonatoarea noastră. Și totodată am aflat de foarte multe aplicații mobile și online pe care aș putea să le folosesc pentru a face predarea mai interactivă. Pe lângă asta, Parisul este un oraș superb și am avut ocazia să-l văd în toată splendoarea lui timp de o săptămână. Mulțumesc pentru atenție!